Ieri seara am primit confirmare că a fost luată decizia și a fost aprobat mecanismul pentru o amnistie migrațională pentru cetățenii Republicii Moldova care se află în Federația Rusă și cei care se găsesc pe teritoriul Republicii Moldova. Acest lucru a fost posibil ca urmare a întrevederii între doi președinți ai Republicii Moldova și ai Federației Rusă. La ce se referă acest mecanism pentru aceste două categorii de cetățeni ai Republicii Moldova? La moment, în Federația Rusă sunt peste 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care au încălcări a legislației Federației Rusă și sunt pasibili pentru a fi expulzați sau a li se interzice intrarea în Federația Rusă. Pentru aceste circa 250.000 de cetățeni a Republicii Moldova care se află ilegal pe teritoriul Federației Rusă, începând cu ziua de astăzi, intră în vigoare un mecanism prin care ei pot să se legalizeze, adresându-se în secțiile locale a direcției principale pentru problemele migraționale ale Ministerului Afacerilor Interne ale Federației Rusă.